definiție formală, spunem noi, pentru cei care sunt nu știu câta oară la lumea se opre, pentru cei bine ați revenit. Pentru cei care sunteți pentru prima oară, vă mulțumim mult pentru că ați luat din timpul vostru și ați decis să fiți cu noi în această seară. E oricum mult mai bine decât afară, unde e foarte frig. Nu știu, mie mi-au luat 20 de minute să traversez Piața Unirii, pe jos. Așa că a fost o surpriză pentru mine. Astăzi vom vorbi despre modificările pe care Google le aduce și nu numai. Modificări în sensul împrospătări ale soluției, să zic așa. Noutăți, lucruri pe care, sau pe care putem să le folosim în campania noastră de promovare. Fie că facem SEO, fie că facem campanii de PPC. Mulțumim celor de la Impact Hub pentru susținere. Câți dintre voi ați reușit să downloadați studiul SEMRO pe 2013? Ok, felicitări. Studiul este acum gratuit. Am zis că, na, deja am strâns suficient de mulți bani și nu mai avem nevoie, e ok, putem să dăm gratuit. Ne pregătim pentru următorul studiu, cel din 2014, și atunci, bineînțeles că acesta își pierde ușor din valoare, însă este de asemenea de actualitate la momentul ăsta, în sensul în care vreți să aveți niște benchmark-uri, să faceți niște analize, niște planificări. E mai bine decât a face o planificare în bază zero, mai bine faceți o planificare în bază anterioară, în sensul că puteți să vă inspirați din informațiile pe care le-am colectat de la 250 de respondenți, 160 de clienți și 90 de reprezentanți ai agențiilor. O parte dintre agențiile care au răspuns la studiu sunt și aici. Chiar nu o să vă răpesc din plăcerea de a lectura acest studiu. Oferă extrem de multe informații utile pe care, după cum vă spuneam, puteți să le folosiți în campaniile voastre de promovare și, de asemenea, vă ajută să înțelegeți care este mediul și ce se întâmplă în piață. Din perspectiva serviciilor, pe de altă parte, din perspectiva promovării și atunci cum veți putea voi promova și care sunt dimensiunile investițiilor pe care puteți să le faceți în promovarea mea. Aici câteva date scurte, așa ca să vă atrag atenția. 53,7% consideră că mijloacele tradiționale de promovare ar fi utile sau foarte utile pentru promovarea afacerilor. Deci, above the line, cum e? PTL, below the line și above the line, nu ATL. Pierdut contactul cu partea de offline. Deja online devine ușor împărțit în ATL și PTL online, dacă putem să gândim un pic despre metaforă, ceea ce înseamnă arme de marketing online. Oricum, informații utile, mai ales dacă sunteți în specialiști în PPC sau în SEO, de asemenea, dacă aveți magazine online, autorii, mulțumesc mult colegilor mei de la SEMRO, de asemenea celor care sunt membri SEMRO, vă invit pe cei care nu sunteți membri SEMRO să deveniți membri SEMRO, pe lângă acest tip de evenimente la care puteți să participați și aveți niște beneficii. De asemenea, am lansat și vom lansa un cod deontologic și pe partea de Search Engine Optimization, suntem în lucru cu cel pe Search Engine Optimization. Pe cel de PPC Marketing îl avem aproape finalizat, dacă nu e deja pe site-ul SEMRO și oferă un soi de conduită în ceea ce privește desfășurarea de campanii și de relație, în relația cu clienții. Trasează niște direcții, de niște limite, zic așa, dar nu limite, limite nu e chiar potrivit. O conduită potrivită între un furnizor de servicii și un beneficiar de servicii în zona noastră de competență. Ok, gata, nu vă mai spun foarte multe pe zona asta. semro.ro/studiu, puteți să-l downloadați gratuit. Vă mulțumim încă o dată celor care l-au achiziționat. Apreciem aportul vostru și mai mult se întorc în eforturile noastre.
Speakeri din această seară, o surpriză plăcută, George, sistem arhitect la OpenS. OpenS este o platformă. O să las pe George să vă povestească mai mult despre OpenS. Nu, că și eu și fără ce mi-a pregătit Andreea, deci pot să zic. OpenS e o platformă dedicată specialiștilor în Search Engine Optimization în principal, dar nu exclud specialiștii. Momentan, da. Și vă oferă posibilitatea de a afla diverse informații și de a vă ajuta de platformă pentru a vă construi strategii de Search Engine Optimization de succes. Da. Mai sunt și alte platforme pe care puteți să le accesați și disponibile de asemenea. Trebuie să testați mai multe variante ca să fie parțial vis-a-vis de ce spune. Dar în seara asta o plăcere deosebită, George. George, de-a lungul timpului a fost în sală și ne-a pus întrebări. Acum o să avem și noi șansa să-l punem în încurcătură cu întrebări. Eu ți-am pregătit vreo două întrebări. La două? Da, speciale. De-aia, poate semnă. Nu, nu o să fie de SEO, știi? Bun. Alexandra de asemenea o să ne vorbească despre SEO. Și nu numai. Vorbim despre Google Updates, dar nu doar despre SEO, pentru că am pregătit spre final un scurt Q&A cu colegii mei de pe zona de PPC, astfel încât evenimentul să fie complet și să ne puteți să ne întrebați despre remarketing pe Facebook, despre ce o să întâmple cu viitorul în remarketing list for search, na, RLSA. Și multe alte lucruri care vor apărea ca targetare comportamentală și ce se întâmplă, ce se va întâmpla în 2014 sau ce credem noi sau ce ne așteptăm noi să se întâmple în 2014 din perspectiva asta. Odilo Pinto n-a putut să ajungă, el fiind departe de noi în munți. I-a fost mult mai greu să ajungă, sunt sigur că e cu gândul la noi acum. Imposibil ținând cont de vremea de afară. El când și-a făcut planurile că va fi la lumea SEO-PPC în perioada asta, era uscat pe jos. Și el e în Târgu Mureș, la Moroș, așa, hei, cum ați zice el, știi? Îl așteptăm la edițiile viitoare și sper că, prin intermediul acestui mini-speech vis-a-vis de situația asta, sper să-l înțelegeți că nu a putut să ajungă. Înainte să las pe George, vreau să mulțumesc partenerilor IQS, Traffic.ro, Comunitate de Presă, Web Digital, Două Parale, SEO Monitor, Orașul Meu, StatUB, Găzduire.ro, Agile Media, Vinescu.ro și Vinescu ne-a pregătit două surprize pentru cei mai, să zicem, activi membri ai comunității noastre din această seară. Și anume, ne-a pregătit două sticle de vin pe care o să le acordăm celor care sunt mai activi și pun în încurcătură pe George sau pe Alexandra sau pe Cristi, Ionuț, Marius, sper să ajungă, nu am văzut, și Dragoș. Ok. George. Pa, George. Stai că-ți pun și prezentare. Da. Hai să... M-auziți fără microfon? Nu.